România se confruntă zilnic cu o medie cuprinsă între 25.000 și 50.000 de atacuri cibernetice. Dintre acestea, odată la 2 sau 3 luni, din diferite motive, unele chiar reușesc. Tacticile de inginerie socială sunt printre principalele arme ale hackerilor. Acestea funcționează cel mai bine în cazul victimelor nefamiliarizate cu utilizarea internetului. Iar România este la coada clasamentului european în privința cunoștințelor de bază în domeniu. În medie, din 10 români, doar 3 au noțiuni minime privind utilizarea internetului și calculatoarelor. A lot of people fully believe what's on the screen, which they should use their common sense as well. It's really important for Romanian government, but also Romanian society, to focus on educating the people about the possibilities and the threats of cybersecurity. Paradoxul țării noastre este că, deși suntem la coada acestui clasament, România stă cel mai bine la capitolul specialiști. We also see Romania being one of the most successful country in applying to projects. Romania is number 4. So after first of all is Greece, maybe because of the presence of ENISA, Germany, Italy, Romania. 19% dintre companiile românești au fost atacate de hackeri față de o medie europeană de 20%. De cele mai multe ori, atacatorii cer bani ca să nu publice date confidențiale. 80% sunt incidente, evenimente de criminalitate cibernetică. Deci sunt grupări infracționale, motivate financiar. Imensa majoritate se pot rezolva cu măsuri simple, dar foarte eficiente de igienă cibernetică și cu măsuri foarte simple digitale. Bucharest Cyber Security Conference durează 3 zile și reunește peste 700 de participanți.